Vorbim despre roada Duhului și chiar dacă vorbim despre roada Duhului, despre ultima caracteristică a roadei Duhului în această seară, începem să vorbim despre roada Duhului și o să citesc Caraten 5, cu 22, continuând gândurile pe care fratele Marcus le-a dus din partea Domnului Domnul să-l binecuvinteze. Versetul 22 spune roada Duhului din potrivă este dragostea, bucuria, pacea, în de răbdare, bunătatea, facerea de bine, credincioșia, blândețea, înfrânarea poftelor, împotriva acestor lucruri, nu este lege. Vă puteți recupa lucrurile. Orice om își dorește, într-un fel sau altul, să fie călăuzit de Duhul lui Dumnezeu, Însă, în egală măsură, Duhul lui Dumnezeu îl capacitează pe un creștin autentic, atât cu darurile sale, cât și cu roadele sale. Niciodată un cireș nu va da vișine, chiar dacă seamănă, la gusturi diferite. Tot așa, niciodată un om botezat cu Duhul Sfânt, într-un mod autentic, nu va fi lipsit vreodată de roada Duhului. Rețineți că roada este a Duhului și pentru că roada este a Duhului nu ține neapărat de persoana prin care se manifestă această roadă, dar întotdeauna cere acceptul acelei persoane, niciodată Duhul lui Dumnezeu nu va rodi forțat prin viața unui om. Da? Aș vrea să vorbim mai întâi în contextul acesta al înfrânării poftelor despre termenul de înfrânare, apare în Biblie de 8 ori, începând cu proverbe 5 cu 23, care e alarmant versetul ăsta, ascultați partea asta de verset doar, va muri din lipsă de înfrânare. Câte accidente s-au realizat pe mapa Mondumaz din cauza lipsei de frâne funcționale? Câte avioane n-au mai coborât niciodată pe pistă sau dacă au așezat roțile acelea pe piste, n-au mai reușit niciodată să se oprească. Și au murit sute de oameni din cauza lipsei frânei, din cauza faptului că nu exista sistem funcțional de frânare. Va muri din lipsă de frânare. Dar e important. E un om extraordinar. Dacă nu se știe înfrâna, va muri. Uitați-vă la 2 Petru, capitolul 1, cuvântul Domnului spune să uniți cu credința voastră fapta, cu fapta cunoștința, cu cunoștința? Duceți-vă în cunoștință cât vreți voi. Citiți orice. Citiți despre atei, despre agnostici, citiți ce vreți voi. Nu, nu, nu. În toate trebuie să fie înfrânare. Inclusiv în ce citești. Mare atenție. Nu mi-am propus să vorbesc despre asta, dar posibil că e profetic. Apoi când ne referim la termenul de poftă, acest termen de poftă sau verbul a pofti apare în Biblie de 121 de ori, începând cu Genesa 18 cu 12, 12, zice Sara, cum se poate ca la vârsta aceasta să mai am pofte, se expresia ei, și terminând cu Iuda 1 cu 19, ascultați ce spune cuvântul Domnului din nou, uimitor, oameni supuși poftelor firii care, în mod Clar, nu au Duhul. Adică, nu poți să fii supus poftelor firii pământești și să și ai Duhul lui Dumnezeu, în sensul în care să fii călăuzit de Duhul lui Dumnezeu. Dacă ne referim tot la termenul de poftă, trebuie să înțelegem faptul că al Domnului Cuvânt e foarte clar și terminologic, terminologic, termenul acesta. Uh, utilizează câteva categorii, câteva domenii în care pofta se activează sau se manifestă. Mai întâi este pofta din domeniul proprietăților. Nu știu dacă știați că cel mai vizat domeniu e domeniul imobiliar. Știați asta? În Biblie, cel mai des este regăsită pofta proprietăților. Se spunea, spunea Marcus, când îți place, era să zic marca mașinii cuiva, dar nu vă zic că nu fac reclamă la nicio marcă, când îți place, da, căsuța cuiva, când începi să zici, las că știu că și altele, deja ai grijă că s-ar putea să fii pe drumul interzis al poftelor. Acum voi, pentru că sunteți toți peste 18 ani, aveți dreptul să conduceți o mașină, adică aveți posibilitatea să intrați în procesul de dobândire a unui permis, nu neapărat să-și aveți, dar aveți posibilitatea asta și probabil că aveți gândul să vă construiți o casă, să aveți anumite camere cu anumite designuri, da? Nu-i nimic greșit în asta, însă ai grijă să nu poftești. Proprietatea altuia. Proprietatea altuia. De 19 ori apare poftirea sau pofta, realitatea poftei, greșită, da? O poftă în domeniul proprietăților. Uitați-vă că la a doua poziție este pofta în domeniul imoralității trupești. Apare de 13 ori în Biblie, pofta despre care s-a vorbit puțin. Apoi, pe locul 3, chiar dacă e scris aici a patru, e locul 3. Pe locul 3 este pofta alimentară. Hmm. Când ai o poftă exagerată de ceva anume și pentru asta ești în stare să minți, să găsești metode greșite și așa mai departe, ai grijă. Pofta alimentară te poate duce în iad, știați asta? Deci în momentul în care poftești o anumită alimentație sau o anumită mâncare, mai precis, da? și pentru asta utilizezi metode nebiblice, via Esau, adică asemănător cu el, nu-i vorba despre altcineva, așa, rețineți, rețineți că o te duci pe drumul interzis. Știți cum ajunge să fie numit Esau? Lumesc și curvar. Degeaba se mai roagă, plânge, strigă, face mătănii, face exerciții de rugăciune, orice vreți voi. Are o mare problemă. Când se întoarce acasă și simte miros de ciorbă de linte, îi se activează în creier. Stomacul începe să conducă creierul lui. Stomacul nu mai are, în mod normal, stomacul nu are voie să ne conducă creierile, corect? Da? Adică când ne otărâm să postim, nu mai luăm câte o cola. M-ați înțeles ce am zis, da? Am văzut recent că cineva spunea cum să postești 40 de zile cu apă, să-și pentru el postul ăla da? să și-l țină și să facă ce vrea cu el, că la nu-i post. E cură de slăbire, e sistem de orice vreți voi. Da? Adică mare atenție. Unii sunt oameni, întâlnesc tineri care când le dau ca și soluție postul pentru a fi liberați, de anumite stări și ce zic, frate, eu dacă postez că nebunesc, că nu cred, hai să testăm, hai să încercăm. Îi mai zic, pentru că se uită la mine că sunt foarte siluetă, așa, înțelegeți voi ce vreau să zic, așa, și zic, vreți să facem un concurs de post? Apropo, se care var, riscă, da? Să vedem care din noi doi postește mai mult. Era doar o întrebare așa retorică. Nu facem concurs de post. Nici ne lăudăm cât postim, pentru că atunci când postim nu știe nimeni decât soția și Domnul. Amin? Voi n-ați soția, băieții, că aveți Adică aminul am numai la Domnul la voi, da? Și la fete la fel. Da? Înțelegeți? Adică pofta alimentară îți poate ataca organismul și te poate duce pe o drum greșit dacă într-un mod exagerat utilizezi o anumită mâncare, dacă nu ne, te mai poți ruga dacă nu mănânci ceva anume, chiar risc să spun, dacă nu mai poți să fii cu mintea întreagă dacă nu ți-ai băut cafeluța, ai grijă că e o problemă asta. E o problemă. Puneți cafeluța pe foc o perioadă, cel puțin, și revinoți. Că ai o problemă cu pofta asta, pofta alimentară care în Biblie e pe locul 3. Da? Alte expresii legate de poftă, uitați-vă pofta firii pământești, apare de 11 ori în Biblie, uitați-vă că unii, nu știu de ce vă poate vi se potrivește, pofta de a pleca într-o altă țară, Ți pofta de asta. Da? În Exod 34 cu 26 zice Biblia să nu cumva să poftiți țara altuia sau alții să vină să vă poftească țara voastră. Se mare problemă. Când tu niciodată nu ești mulțumit că stai în România și întotdeauna ai vrea să mergi, era să zic în ce țară, n-am zis în China, da? Că nu prea vrea nimeni în China. Cineva m-a uimit când mi-a spus că vreau să-mi creez carieră în Corea de Sud sau în China. Zis felicitări. Interesant, nu prea vrea nimeni să meargă în China, da? Dacă vorbim și de unde a venit virusul ăsta, aproape nimeni nu mai vrea pe zona aia, înțelegeți? Eu am rămas uimit când mi-am dat seama că în octombrie 2019, vă de un fapt, înspre noiembrie am fost la graniță cu zona aia de unde o venit virusul, da? Nu l-am adus, stați liniștiți, da? Însă vreau să vă spun că niciodată nu știi pe unde ajungi, niciodată nu știi. Eram acolo să, să transmit, să prezint un curs despre lucrarea și persoana Duhului Sfânt în Miamar, în zona asta brumeză și... Mi-am dat seama că e o altă lume, e o altă lume. Puțin vor să meargă să facă o carieră, să activeze și prin asta să și utilizeze tot ce a dat Dumnezeu prin evangelizare, chiar prin profesia Lui, într-o țară la un nivel economic mai jos decât țara de unde s-a născut. Uitați-vă că sunt oameni care poftesc cu o altă țară. Sunt oameni care o viață întreagă nu sunt liniștiți cu ideea că sunt în România. Niciodată nu pot să doarmă cu capul liniștit pe pernă, întotdeauna le trebuie altceva. Și oamenii aceștia niciodată nu vor fi eliberați și nu vor fi binecuvântați până când nu-și taie pofta asta. Urgent. Pofta de altă țară. Apoi uitați-vă, există o poftă de a minți. Există oameni care mint instinctual, automatism verbal. Ei nu pot decât să mintă. Formează tot felul de așa... Sunt cu formulări extraordinare care la prima vedere este adevărul, dar în spate e minciuna, pofta de a minți nu intrăm în poftele astea. Uitați-vă că pe garderoba evreilor scria pofta este interzisă, știați asta? Aviz amatorilor care au tot felul de brățări, de... <gângh> așa. Biblia zice, număr 15 cu 39, partea C, vă citesc tot versetul, când veți avea acel ciucure, da? să vă uitați la el, care trebuia să fie așezat la extremitățile hainelor, era de culoare albastră, să vă aduceți aminte de toate poruncile Domnului, ca, ca să le împliniți, și să nu urmați după poftele inimilor voastre, și după poftele ochilor voștri, lucruri care vă duc la imoralitate, zice mai departe versetul. Aveți mare grijă, spune în Biblia, hainele voastre de evrei. La fiecare extremitate a unei haine cum ar fi la mână, exista un ciucure de culoare albastră. Și când cineva se uita dintre evrei la haină, n-am voie să încalc porunca Domnului. Asta nu se aplică cu brățări, cu tot felul de chestiuni. Sper să nu fie de pe să-l blocheze Domnul. Pentru că și asta e o poftă, da? Vom vedea imediat. Rețineți pe garderoba evreilor, era scris, interzis, interzisă pofta reac să definim ce înseamnă pofta și să observăm că pofta înseamnă să îți dorești într-un mod accentuat, într-un mod asidu, într-un mod foarte, foarte puternic să obții sau să se întâmple ceva în viața ta cu metode și prin mijloace nebiblice. Nu e greșit să-ți dorești o casă, însă e greșit să-ți dorești o casă chiar făcând false acte. M-ați înțeles? E greșit așa de mult să-ți dorești ceva, încât să pui mâna pe el. Ați înțeles? E greșit așa de mult să-ți dorești ceva și să poftești ceva, încât chiar prin metode sau mișloace nebiblice să pui mâna pe lucrurile ăla și totuși să zici bine. Se mare problemă. Asta înseamnă a pofti. Să-ți dorești foarte mult să se întâmple ceva și acel ceva să fie a dus în posesia ta sau în văzul ochilor tăi, prin metode greșite. Aici se aplică inclusiv la pofta imoralității trupești, când îți permiți să privești o persoană care nu este a ta nici prin creație, nici prin căsătorie. Este interzis să-i pofta imoralității trupești. Aș vrea să observăm faptul că există pofte ale omului vechi. Da? Spre exemplu, pofta de a fuma, pofta de a consuma alcool, pofta de droguri, pofta de imoralitate, frecventarea unor cluburi, a unor baruri, a unor locuri rău famate, chiar îmi permit să spun Electric Castle, Untold, eu risc spunând asta pentru că vorbesc public, da? Și oricine poate să încerce să devină dușmanul meu, poate să încerce, eu oricum nu o să fiu dușmanul nimănui, dar însă vreau să vă spun ceva. Lucrurile acestea, spune Apostolul Pavel, erau în trecut. 1 Petru capitolul 4, versetul 3, zice De aceea se miră ei că nu mai alergați cu ei la același potop de desfrâu și vă bașocoresc. Eu au ajuns într-un context în care se miră. Culmea e că în vremea de azi se miră că unii pocăiți merg pe acolo. Adică eu n-am camere video pe nimeni și pe niciun colț. Însă Domnul din când în când îmi arată de o persoană. Din când în când, fără să vreau. Mare, mare atenție. Asta este un potop de desfrâu care n-are nimic de a face cu un om născut din nou. În această seară nu o să abordez pofta omului vechi. Pentru că pe omul vechi trebuie să îl răstignești firea ta veche, păcătoasă, trebuie să o prinzi în cuie, trebuie să te rogi Duhului Sfânt, să te rogi Domnului Isus, Tatălui și să zici, Dumnezeule, atinge-mă, ridică-mă, transformă-mă, fă ceva cu viața mea, să nu mai doresc așa ceva. Asta se produce prin nașterea din nou, se produce într-un mod supranatural, dar există pofte care continuă să fie active și în momentul în care cineva s-a dedicat lui Dumnezeu. Nu mai trăiește în păcat, însă diavolul vine din când în când să-i arunce câte o momială. Și pentru acest caz, pentru persoanele care se află într-o astfel de categorie, adică pentru noi toți care suntem ai Domnului și credem că ne-am predat viața Mântuitorului și vrem să fim dedicați Lui pentru toată viața, noi trebuie să ne păzim să ne păzim ca omul născut din nou să rămână nou, să rămână de partea lui Dumnezeu. Aș vrea să ne reamintim puțin ce scrie în cartea Iacov, cum se manifestă pofta. Pofta niciodată nu vine din partea Domnului. Pofta nu are ca și inițiator cerul pe Dumnezeu. Niciodată când cineva poftește, nu are voie să spună când este ispitit, ar fi fost ispitit de Dumnezeu. Mai sunt unii care spun, păi să vedeți că mă îngădui Domnul să ajung pe acolo ca să, nu știu, să înțeleg anumite lecții. Nu, Dumnezeu nu te îngăduie la așa ceva. Niciodată Dumnezeu nu te va arunca în păcat, niciodată Dumnezeu nu va accepta să păcătuiești și nici nu îți va crea vreo circunstanță prin care să ajungi în păcat. Cuvântul Domnului spune foarte clar, versetul 13, Iacov, capitolul 1, nimeni când este ispitit să nu zică, sunt ispitit de Dumnezeu. Căci Dumnezeu nu poate fi ispitit ca să facă rău și El însuși nu ispitește pe nimeni. Asta e regulă, nu are nicio excepție regulă asta. Ci fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși și momit apoi pofta, când a zămislit de naștere păcatului și păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Pofta este înscrisă pe codul tău genetic. Pofta este așezată în interiorul trupului tău. Pe ADN-ul tău care ți este unic, este înscrisă pofta. Pofta doar se manifestă în momentul în care sunt lăsate cele cinci simțuri ale tale: văz, miros, auz, da? simțul tactil și când ești predispus prin ceea ce vezi, prin stimuli care îți activează pofta din interiorul tău și pofta ta se conectează cu ceva din exterior, atunci Biblia zice, fiecare este ispitit când este atras de pofta lui însuși, care întotdeauna găsește un click în exterior, găsește ceva în afara trupului tău care îl ajută, trupul tău să se activeze și pofta din tine începe să prindă dimensiuni, începe să aibă o dorință. Mai întâi pofta se arată prin curiozitate. Dacă niciodată n-ai fost ispitit într-un domeniu, dacă n-ai avut parte niciodată de o pofta anume păcătoasă, de obicei prima dată când se manifestă în viața ta este un sentiment puternic sau o dorință extraordinară născută din curiozitate. Vrei să știi cum e asta? Vrei să știi cum se manifestă elementul cu tare, experiența cu tare, ce valențe bândește în viața ta, pentru că n-ai experimentat niciodată. După ce ai experimentat cel puțin odată, pofta se activează, pofta dă naștere păcatului din cauza istoricului tău și pentru că ți-a plăcut. Pentru că în momentul în care tu, prin simțurile care le ai în trupul tău, intri în lumea aceea a ispitei, începe să-ți aducă aminte diavolul despre evenimentele, despre experiențele, despre istoricul din viața ta, din domeniul acela. Și atunci diavolul va apăsa pe pedală puternic pe accelerație, accelerația poftei și va spune, hai că nu-i nicio problemă, hai că nu știe nimeni, hai că oricum scapi, hai că oricum păcătuiesc așa, stai liniștit că nu-i nicio problemă. Și uite așa, prima dată din curiozitate, apoi cel puțin a doua oară din plăcere și a nu știu câte oară tot din plăcere. Pentru că întotdeauna pofta regăsește în tine ceva care e puternic ancorat în trupul tău. Nu trebuie să distrugi. Domnul Iisus Hristos zice, până acolo o să mergeți cu împotrivirea, cu înfrânarea poftei, încât dacă ochiul tău drept te face să cazi în păcat, scoate-l. Domnul Iisus Hristos nu zice, fiți orbi, Că mulți dintre oameni, dacă ar fi aplicat versetul ăsta, ar fi fost ori de o mie de ori, dacă nu de o miliard. Și Domnul Iisus Hristos zice, atât de puternic trebuie să vă împotriviți poftei care vine prin văz, prin ochi, încât să fiți gata să vă dați un ochi când vă vine să poftiți. Și să ziceți, Doamne, eu nu voi accepta să poftesc cu ochii mei, chiar dacă risc să-mi pierd un ochi. Cât de prețios e un ochi. E extraordinar să vedem cu ambii ochi. Iar lui Dumnezeu. E, e, bunătatea lui Dumnezeu, e rezultatul creației deosebite a lui Dumnezeu. E în momentul în care ispita vine puternic, Domnul Iisus a zis, dacă mâna ta dreaptă te face să cazi în păcat, tai o Adică atât de tare să te împotrivești încât să zici, Doamne, și dacă îmi pierd o mână, nu mai vreau să păcătuiesc cu mâna asta. Dar nu înseamnă că trebuie să trimiți să tot ai, Nu, asta înseamnă. Cum să scapi sau cum să lupți împotriva poftelor? Este foarte important să învățăm cum să ne înfrânăm poftele. Este un pas extrem de important. Părăsește locurile unde ți s-a activat pofta. Dacă din punct de vedere personal, da, și vorbesc pe înțelesul fiecăruia dintre noi, pentru fiecare dintre noi locul unde se activează pofta, locația, zona e diferită, dacă știi că într-un loc anume ți se activează pofta ta, o pofta anume care nu-i potrivită, care e rea, părăsește locul acela. Așa se face că un om care a fumat de-a lungul timpului nu va mai sta lângă oameni care fumează dacă în momentul în care prin nările lui merge fumul de țigară, îi se reactivează istoricul vechi și revine o plăcere și gândul cel puțin, mă, dacă aș fuma din nou. Tu trebuie să te duci departe de oamenii aceia. Cum se spunea deja, dacă la un moment dat tu ai o, o, o predispoziție, o slăbiciune înspre ceea ce vezi pe internet, nu mai sta nopți întregi. Nu mai sta nopții în întregi, în neștire, fără să știi înspre ce te uiți, cu ce scop. Nu naviga pe internet așa, într-un mod habodnic, fără minte, fără înțelepciune. Oprește-te! fă un program! Intră în, în zona aceasta, în locul acesta al internetului, doar cu un program foarte fix. Intră acolo doar ca să îndeplinești anumite responsabilități. Dacă nu reziști, deconectează-te de la internet. În momentele în care nu ai nevoie neapărat să îndeplinești anumite lucruri. Ai o slăbiciune în domeniul ăsta al văzului, al pornografiei chiar. Neapărat nu mai sta singur în cameră când vizionezi ceva pe internet. Expune-te și așează-te într-o zonă în care, dacă se deschide ușa, să te vadă repede. Nu lăsa ca viața ta să fie vulnerabilizată prin faptul că te expui într-un mod inutil în fața unor pofte. În momentul în care tu ai o slăbiciune într-un domeniu anume, să știi că pofta te va ataca în domeniul acela. Niciodată diavolul nu va veni la tine să te determine să poftești ceva care nu-ți place. Pasiunile tale vor fi factorul determinant al tipului de poftă care vine în viața ta să producă, să zămislească și apoi să nască păcatul. Dacă ție nu-ți plac elicopterele, niciodată nu vei avea această predispoziție să poftești uitându-te la un elicopter și să-ți dorești să ai unul. Am zis unul așa, un exemplu foarte, foarte departe. Deși poate există vreun caz în care peste vreo 20 de ani care v-aș cumpăra un elicopter. N-ar fi primul caz. Înțelegeți? Adică dacă n-ai probleme în domeniul ăsta, mecanic, dacă nu-ți place designul, dacă niciodată nu o să te ispitească. Rare ori se întâmplă unei fete să fie pasionată, se mai întâmplă, să fie pasionată de o mașină anume și să știe toate tipurile de mașini, ce motorizare are, câți cai putere și multe alte lucruri. Dar dacă e vorba de un băiat să știe... Aproape că nu a apucat să fie inventat modelul și el știe cam cum va arăta. Zice, procentual cam așa va arăta modelul ăla de la mașina de marcă cu tare. Ei, dacă ai o problemă în domeniul să ai grijă, nu trece limita. Să-ți dorești o mașină, chiar o mașină bună, chiar o mașină destul de nouă, nu-i un păcat. Însă dacă tu nu poți să mai dormi noaptea dacă nu ai mașina aceea, deja e o mare problemă. Părăsește locurile. Și când zic asta, mi-asum. Fost oameni care s-au retras de la locuri de muncă, pentru că la locul lor de muncă se producea păcat. Pentru că la locul lor de muncă erau ispitiți, aveau o poftă în domeniul în care aveau ei. Au trebuit să-și dea demisia și să plece. Și Dumnezeu le-a purtat de grijă. Pentru că au făcut lucrul ăsta pentru o cauză nobilă după voia lui Dumnezeu. Doi, fi precaut cu amintirile tale. Și mai ales cu acele lucruri ascunse din viața ta privată. Și foarte precaut. Diavolul v va spune viața ta privată nimeni nu știe. Tu poți să te raportezi la ea cum vrei. Poți să faci ce vrei despre viața ta privată, bunoară, există oameni care vin și ne spun nouă slujitorilor, n-ai voie să intri în viața mea privată și eu îi spun că Duhul Sfânt are voie și să nu cuva se arate prin ce metodă are voie, ai grijă, fii foarte atent la amintirile tale, fii foarte atent la lucrurile ascunse pe care ți le recomand să nu le spui nimănui decât Domnului și unui slujitor care să fie minim pastor sau prezbiter ai grijă la amintirile tale. Potrivit cu amintirile tale, potrivit cu bagajul tău sentimental, potrivit cu experiențele tale, cel rău îți va plia perfect o situație și nu ți-o va face o dată pe săptămână, ci în fiecare zi îți va aduce un context care să fie extrem de camuflat, extrem de bine așezat, ca un camelion pentru zona în care se află. Și va veni acolo când nimeni nu știe. Va veni în domeniul la, pe care cel mai bine știi să-l maschezi. Despre domeniul acela nu știe nimeni, nimeni, niciodată că tu ai o problemă. Și acolo în domeniul ăla vine încet. Diavolul nu vrea să-ți câștige tot terenul din viața ta într-o singură seară. Diavolul nu intenționează ca într-un singur minut toată viața ta să fie răvășită de prezența sa. El vine cu metoda puțin, puțin. Puțin câte puțin, dar în fiecare zi. Și când puțin câte puțin, este așezat un element rău, cât un vârf de ac. Lângă alt element, într-o lună, gândiți-vă că se poate acoperi o mare zonă. O zonă largă, un teritoriu mare. Fii precaut cu amintirile tale, pentru că ai grijă. Legat de amintirile tale, cum se spunea joia trecută, diavolul va veni să se le activeze. Să-ți spune că ești un nimeni, că n-ai nicio șansă și că datorită amintirilor tale și datorită trecutului tău, tu nu poți fi salvat. Așa cum se spunea în seara asta, Biblia zice altceva. Toate amintirile care pot să fie șterse în sângele lui Iisus Hristos. Viața ta poate să devină o viață nouă. Omul tău vechi poate fi transformat nu petecit, ci efectiv, esențialmente, total, o natură nouă să primești în Hristos. Și oameni pe care oamenii din jurul lor n-au dat nici măcar doi bani ca încredere, Dumnezeu dă credit, Dumnezeu eliberează, Dumnezeu vindecă. Însă Dumnezeu te responsabilizează și îți spune, în domeniul acela ai grijă, pentru că drumul înspre viața ta al diavolului, pe acolo pe unde a mers de obicei, e pavat. Este imaginea unui munte, da? prin care se, se, se creează o cărare. Cu cât a umblat mai des pașii unor oameni, cu atât cărarea este mai bine taxată. Este efectiv așezat pământul, nisipul ăla și, și, tot ce acolo care altădată era așa perisabil, ușor de influențat, când simțeai că tu caci pe nisipuri mișcătoare, dar pentru că s-a așezat de foarte multe ori talpa unor oameni, pământul devine tasat și pe terenul ăla o să vină. Este imaginea unei ape mari care este aruncată din vârful unei munte. Știți pe unde merge apa aceea? Pe unde o mai mers? Pe unde și-o găsit cărare? Și pe acolo găsește din nou traseu. Așa e și cu povta în viața unui om. Unde omul e cel mai vulnerabil, unde are o slăbiciune cea mai mare. Sunt oameni care mărturisesc și spun chiar în fața multor oameni, da, uite, eu am o slăbiciune în domeniul ăsta și e foarte important că și-o cunosc, dar nu e suficient să-și o cunoască, ci trebuie să-și securizeze zona în care este slab din punct de vedere spiritual. El trebuie să-și creeze ziduri, el trebuie să-și așeze în jurul lui, în domeniul ăla, niște baricadări, să fie foarte sigur că nu mai poate intra diavolul. Și acolo este accesul blocat. De ce? Își dorește să trăiască curat și pofta să nu mai aibă puterea asupra vieții lui. Perseverează în al treilea rând în disciplinele spirituale. Roagă-te dacă se poate în fiecare rugăciune privată. Știu că legat de poftă ți rușine să te rogi cu voce tare când ești în biserică. Dacă nu ești acasă, nu pregeta să te rogi pentru subiectul acela. Dacă într-o singură zi, cu ghilimele, uiți Adică nu te interesează din nepăsare, din indolență, din neatenție, nu abordezi subiectul ăla, să știi că în subiectul ăla, în ziua aceea, diavolul te va ataca puternic. Dacă într-o seară nu-ți faci timp să zici, Doamne, mâine urmează o zi, vreau neapărat, îmi doresc din tot sufletul meu să fiu cu ochi în patru, să fiu veghiator, 100% precente, în toate punctele cardinale să fiu atent, să fiu atent asupra vieții mele, să fiu atent asupra ispitelor care vin, să fiu atent asupra acelor curse care vin camuflate, nu le văd, se așează exact și potrivit cu culoarea zonei în care se află și dintr-o dată mă prinde cu piciorul în cursă, diavolul, Doamne, păzește-mă, nu mă lăsa să-mi calce piciorul pe teritoriul ăla. Pe la pătrat, nu mă lăsa să ajung niciodată. Să te rogi, să te rogi insistent. Să zici, Doamne, nu vreau să trăiesc o viață de înfrânt. Îmi doresc să trăiesc din putere în putere prin Duhul tău, Doamne. Știu că nu, numai tu mă poți ajuta. Știu că rugăciunea este o forță. Să știi, biruințele tale în domeniul acesta al înfrânării poftelor de astăzi depinde de rugăciunile tale de ieri. Biruințele tale de mâine, de poimâine, de săptămâna viitoare depinde rugăciunea ta din seara asta. Când tu nu ești interesat să te rogi, când tu zici, o, oh, lasă-mă în pace că era oricum cum o să cad când diavolul începe să dea mentalitatea aia de învins. Nu mai poți birui. Ridică-te în numele Domnului prin credință și spune, Doamne, voi fi biruitor în numele Lui Isus Hristos. Voi, voi birui prin sângele mielului. Voi lăsa ca viața mea să fie afectată într-un mod pozitiv, să fie ancorată în Hristos, dar în același timp direcționată înspre curcea de la Golgota. Roagă-te specific pentru pofta în care ești vulnerabil. Când te rogi, Probabil ești pe autobuz, nu știu, poate ești cu mașina. Când ispita vine în fața ochilor tăi, când gândul ăla poate să poftești mașina cuiva, gândul ăla că vrei neapărat acel tip de mâncare, gândul ăla că vrei neapărat persoana aceea să o vezi în anturajul tău și nu are nimic de a face cu tine, cum se spunea, poate de pe stradă, nu știu pe unde e. Nu are nici o legătură cu tine prin cuvântul lui Dumnezeu, biblic vorbind. Atunci trebuie neapărat să rostești în numele lui Isus. Trebuie să te înveți să lupți prin credință și să spui în numele lui Isus Hristos nu, nu vă mai privi În numele Lui Iisus Hristos nu voi mai gândi azi. În numele Lui Iisus Hristos, Duh necurat din mintea mea, gând care n-ai fost așezat supunerii față de Hristos, îți poruncesc să îngenunchezi în momentul ăsta. În numele Lui Iisus Hristos nu voi accepta pofta asta să-mi atace mintea. Ascultați-mă cum procedez eu. Când diavolul încearcă să mă atace, îi spun diavolului, dacă pot cu voce tare, dacă nu un gând, diavole, îți arăt că nu cad în numele Lui Isus. Îți demonstrez că n-accept gândul asta. În numele lui Isus. Asupra minții mele n-ai autoritate. Și asta nu spun din perspectiva unui slujitor, pentru că în fața ispitelor sunt om. Nu sunt slujitor, sunt om. Și atunci personal am nevoie să mă lupt prin rugăciune la nivelul minții. La nivelul minții. Citește Biblia. Cartea asta te întărește fără să-ți dai seama. Ori de unde citești din cartea asta, are forță, are forță prin vorbele ei care sunt duh și viață. Care au putere de creație. Cuvântul ăsta, când tu-l așezi pe inima ta, când tu-l așezi în mintea ta, atunci când diavolul vine cu o poftă să-ți atace mintea da? și să îți activeze simțurile, cele cinci pe care le ai, și printr-unul dintre ele, pre exemplu, cum era în cazul lui sau prin miros, a simțit un miros de ciorbă de linte, da? Pofta lui de a mânca ciorba aia s-a activat prin simțul numit miros, nu prin văz. Că nu l-a interesat cum arată, care sau nu, multă untură în ea sau nu, ar de vorbind. Nu asta l-a interesat, o simțit miros. Era obosit, oboseala lui, foamea din stomacul lui, s-au coagulat, s-au activat, că de foarte multe ori mai multe elemente dintr-un trup se unesc și au luptat împotriva gândului că el are puterea și Domnul are puterea mai precis să-l binecuvinteze prin faptul că este întâiul născut, are dreptul de întâi născut. Și a început diavolul să pună într-un cântar realitatea dreptului de scut care avea în spate dreptul la binecuvântare, cu realitatea poftei de mâncare. Și uimitor, umilitor, bărbatul ăsta, în fața unei ciorbe de linte, a considerat că dreptul la binecuvântare este mai jos. Este mult mai inferior. A cântărit mai greu, o ciorbă de cât să fie? 15 lei? Nu știu cât l la Irus. nu facem reclamă. În Hai să fie 20, că de lei. Pentru 20 de lei să-ți dreptul la cer. Pentru 30 de argenți, eu da. 30. Eu folosiv vreodată bărbatul ăsta argenți? Niciodată. Pentru că vreau să vă spun o durere care există, o realitate. Când vei pofti, niciodată nu te vei bucura de ce ai poftit. Niciodată nu vei avea gândul, -mă, măcar am reușit să pun mâna pe lucrurile care mi le-am dorit. Când le vei avea între degete, o să ai așa un simțământ de la creier înspre suflet, în care îți va spune, n-are niciun rost, degeaba. Tot nu ești fericit, tot n-ai bucurie, tot stresat ai rămas, tot cu probleme și încă mai și povara unui păcat. Niciun om nu e fericit când poftește. Diavolul îi dă senzația că va fi cel mai bucuros om de pe planetă, că va fi omul care îl va prinde cu ghilimele de rigoare pe Dumnezeu de un picior, dar de fapt l-a prins pe diavolul și nu de un picior, ci a dat mâna cu el. Și diavolul îl ține strâns și știți cum lucrează diavolul? Pe baza unei pofte, diavolul vine cu un lanț și zice, a intrat în lumea mea, bun venit. De la distanță, diavolul îi promite bine. Îi zice, vei fi cel mai liber om. Vei fi cel mai bucuros om. Vei avea o, o stare extraordinară. Vei fi în extaz. Nimeni nu va fi ca tine. Vei fi fericit, omule, bun, asta ca de o vreme. Și după ce diavolul a reușit pe un om să-l prin poftă, după ce ai făcut pact cu diavolul prin păcat, diavolul vine cu alte cohorte demonice și îți leagă mâna de mâna lui. Și vei să te zmăcești și nu poți. Și mărturisești că vrei să nu scrii ce ai scris pe tasatură. Și nu poți. Pentru că ai activat în viața ta o lume demonică. Ai creat diavolului un traseu înspre inima ta, i-ai deschis larg ferestrele, i-ai deschis ușile și ai zis, bun venit diavolului, fără să te dai seama, prin faptul că ai activat în viața ta pofta, Pofta când a zămislit, este un proces, nu vine dintr-o dată. Da, există un traseu al diavolului spre inima ta. Când a zămislit, de naștere păcatului și păcatul, reține ce spune Biblia, că nu se joacă cu vorbele, păcatul odată înfăptuit aduce moartea. Te leagă diavolul fedeleș, te prinde lanțul lui, zice, o, oh, nu merge la mărturisire, oricum nu scapi. Nu fă nimic, oricum nu mai asculta Biblia, lasă-o să fie plină de praf, aruncă tot la coșul de gunoi, să nu mai crezi în Dumnezeu, să nu mai crezi în biserică, nu mai veni la casa lui Dumnezeu, pentru că pe lângă disciplina postului biblic există duhuri și există atacuri ale unor pofte, există dependențe care se manifestă prin niște pofte care nu pot fi scoase afară decât prin post și rugăciune. Orice păcat înfăptuit în trup poate fi dezactivat din trupul acela prin post, un post biblic în care să zici, Doamne, postez azi, nu simte liberare, mai las o pauză de o zi, mâine postez iară, n-am scăpat, mai las o pauză de zi, postez din nou, Doamne, nu reușesc, postez două zile, vreau să smulg afară rău din viața mea. Nu reușesc cu două zile de post, mai fac o pauză de o zi, iară postez două zile, nu reușesc cu două zile, iau trei zile de post, vreau ca stomacul meu să fie blocat din punct de vedere al, al pasiunilor lui, sau mai bine zis, al nevoilor lui, îl pedepsesc, mă port aspru cu trupul meu și îl țin în stăpânire, zicea Sfântul Apostol Pavel, pentru că nu cumva după ce am propovăduit altora, eu însum, extraordinar, să fiu lepădat. Perseverează în disciplina freventării bisericii locale. Diavolul, după ce te-a prins într-un loc, îți spune, nu mai zice la nimeni. Așează-te în zona unor oameni care sunt la fel ca tine din perspectiva păcatului. Mai sunt și alții, nu e singur. Apoi îți spune, nu te duce la biserică, oricum nimeni nu te ajută. N-are cu ce să te ajute biserica. Știți cum zicea psalmistul, diavolul îți rostește prin timpane și zice, nimănui nu-i pasă de sufletul tău. N-are niciun rost. Și pe drumul ăsta al păcatului uneori la unii, de le aduce gând negru de sinucidere. Fi plin de Duhul Sfânt. Nu lăsa vreodată, vreun moment, Duhul Sfânt să lipsească din viața ta. Fii plin de Duhul lui Dumnezeu. Pune-l pe Duhul lui Dumnezeu pe locul întâi. Spune, Doamne, nu vreau o viață fără de Duhul tău. Nu vreau o viață în care să lipsească prezența ta. Doamne, și eu m-am rugat așa, și e bine să-ți roage de orice om. Nu vreau să prin secunda aia pe care o să o trăiesc, în care Duhul lui Dumnezeu să plece din viața mea. Dacă ai prin secunda aia să nu vezi, este seara în care Duhului Dumnezeu abia așteaptă să te, atingă, să te atingă din nou, să te ridice din nou, să te, să te scoată din balta de sânge, să te elibereze din praful drumului și să-ți spună, te aștept, vrei să fie eliberat. Pentru că, în ultimul rând, cum să-ți înfrânezi poftele, predă-te Domnului cu promisiune. Aș vrea să stăm ridicați. E un moment de cercetare. Duhul lui Dumnezeu în seara asta ne-a cercetat încă de la prima rugăciune, de la primele cântări. Am simțit prezența lui Dumnezeu. E un moment în care cred că e foarte bine să stai cu ochii în cheș, să te gândești la Dumnezeu foarte serios să-ți amintești de acele domenii în care simți că ai fost vulnerabil. Realizezi că păcatul în viața ta a prins dimensiuni puternice și diavolul de foarte multe ori și-a bătut joc de viața ta spunându-ți O, oh, oricum tu nu mai poți, oricum tu nu mai ai nicio șansă, ești aici prin Harul Mântuitorului. Iisus Hristos și-a legat viața și, și, -a, și -a, promis că orice s-ar întâmpla în viața ta e gata să te elibereze. Că orice s-ar întâmpla în sufletul tău, El poate să te vindece. Poate ai gânduri negre, poate de ți-a spus, oricum viața ta nu mai are sens. Lasă-te de tot, lasă-te de biserică, lasă-te de închinare, ce rost mai are să, să fii în prezența lui Dumnezeu când tu ești pătat, când hainele tale sunt murdare. Ei, Duhul lui Dumnezeu te-a adus în seara asta aici, să-ți spună că prin sângele lui Iisus Hristos există putere iertare. În această seară, în timp ce ai ochii închiși, Domnul îmi spune să fac cază. O să te frumos Oricare ar fi problema ta personală, oricum nimeni nu te filmează, nimeni nu te vede, numai Dumnezeu te vede în seara asta. Să stai înaintea lui Dumnezeu să spui, Doamne, recunosc că într-un domeniu anume am o problemă. Să stai cu ochii închiși, să te gândești la propria ta inimă, gândește-te foarte serios la viața ta. Ai voie în aceste momente să fii ultra egoist, cât se poate mai mult, numai la tine să te gândești. Nu te gândi din cauza cui a venit păcatul în viața ta. Nu te gândi cine a fost cel mai vinovat, gândește-te la propria ta ființă. Și dacă identifici în această seară cel puțin un domeniu, cel puțin o poftărea care te-a îngenunchiat măcar o dată în viață, de când ți-ai predat viața Mântuitorului, de când ai făcut ultima mărturisire și recunoști în această seară, ai nevoie de eliberare. O să facem o rugăciune înainte să încercăm să mai răspundem la câteva întrebări și în seara asta proclam sângele lui Iisus Hristos peste viața ta. Vreau ca numele lui Iisus Hristos să te atingă într-un mod supranatural. Domnul este pentru să refacă viața ta, să te elibereze. Fă un semn discret cu mâna dreaptă ridicată, dacă vrei, să ne rugăm special pentru tine. Mai multe mâini se ridică, Domnul spune că mai sunt și alți. Domnul se i binecuvinteze pe toți care și-au ridicat mâinile. Domnul să vă binecuvinteze pe toți pe care știu că Domnul vrea să vă atingă seara asta și urmează să vă ridicați mâna sus. În prezența lui Dumnezeu să spuneți, Doamne, uite-te și la viața mea, uite-te și la sufletul meu, Doamne. Sunt așa de slab, Doamne, sunt așa de Să Spune-i Domnului realitatea din viața ta. spune -i, care e problema ta personală. Personal. Strigă după mila lui Dumnezeu. Te asigur, bazat pe cartea asta numită Biblia, că între noi este prezent Isus Hristos. Că Marele Rege a coborât din cer, a murit, a înviat a treia zi și s-a înălțat la cer și stă la dreapta Tatălui pentru tine, pentru viața ta personală. Dacă în seara asta nu le în serios să știi că nu există altă soluție pentru viața ta, însă mâna ta ridicată e dovada faptului că îl iubești pe Isus Hristos. E dovada faptului că în această seară vei simți prezența lui Dumnezeu. Vei simți cum puterea lui Dumnezeu îți dă capacitate să pui punct cap din viața ta, să te debarasezi de acele căi prin care a intrat diavolul în viața ta, să fugi departe de păcat, să fugi, cum spunea Sfântul Apostol Pavel lui Timotei, fugi de poftele tinereții tale și caută neprigănirea, bucuria și pacea împreună cu oamenii lui Dumnezeu care îl urmează din toată inima. Fugi de poftele tinereții tale, ai niște pofte care sunt compatibile cu vârsta pe care o ai, cu tinerețea ta, ai niște pofte care vin prin factorii perturbatori din fața ta, din domeniul tău, acolo unde activezi, Domnul e gata să se aducă eliberare. Aș vrea să intrăm în această rugăciune, aș vrea să ne rugăm cu toată inima. Ne rugăm într-un mod special pentru cei ce au ridicat o mână, simt cum în această seară Domnul se apropie și rupe lanțurile păcatului, simt cum în această seară Duhul Domnului eliberează vieți, simt cum în seara aceasta Domnul atinge și binecuvintează minți care au fost răvășite de păcat, minți care au fost îngenunchiate în fața diavolului. în această seară pot să fie șterse păcatele acestea în numele sângelui lui Iisus Hristos. Există putere de eliberare. O să intrăm în rugăciunea aceasta și te rog să nu te grăbești, să stai în prezent prezența Domne și să strigi după mila lui Dumnezeu și să zici, Doamne, intră în inima mea, intră în sufletul meu, mă predau cu legământ în această seară, îți fac o promisiune că voi lupta cu toată puterea mea și că nu mai pot eu, Doamne, intervino cu puterea ta supranaturală, ridică-mă, Doamne, din praful drumului, nu mă lăsa să cad din nou, nu mă lăsa să fiu vulnerabil, din groapă în groapă, din hău în hău, din cădere în cădere, ce ajută mă să urc pe trepte spirituale, tot mai sus, tot mai sus, tot mai aproape de cer, tot mai aproape de părăția lui Dumnezeu. Intrăm cu toții în ne rugăciune, ne rugăm rugăm cu toată credința și Domnul este prezent în această seară să se aducă eliberare, vindecare și restaurare. În numele Lui Isus Hristos ne rugăm cu toți. Aleluia! O, Doamne,